întâmplă așa de greu, cel puțin cu mine, de vreo 7 ani, de când autoarea Elena Buică, Bunii, cum îi spunem acum, Elena, Bunii, Bunii, îmi place foarte mult să îi se spună și iată că am ajuns și eu să-i spun așa, ne tot invită, ca și pe mine de altfel, la lansările de carte ale domniei sale. Nu este o primă întâlnire cu literatura autoarei. Vreau să vă spun că am fost încă de când publica la editura Ana Marol, așa ne-am cunoscut, prin lansările acelea de carte, care au avut loc și aici, dar și la librăria Eminescu. Și pentru că atât anfitrioana, scriitoarea Paula Romanescu și cu ceva secunde înainte scriitoarea Emilia Dănescu au spus de invitații care sunt astăzi aici pentru tine, Elena, eu am să mai spun câțiva, pentru că se filmează, pentru că Antoaneta Rădoi va prinde acolo secvențele, iar tu vei merge cu ele în străinătate, din nou, la locul din care te vei întoarce la anul spre noi, aici în România, ai o forță extraordinară, ești o dinamică, ești o truditoare, ești enervant de cuceritoare, ești așa de minunată, încât la un moment dat noi nici nu mai știm cum să folosim cuvintele, că te iei la întrecere cu noi și reușești să ajungi înaintea noastră, chiar dacă sunt multe greutăți care au trecut peste tine și mă refer în mod deosebit la cele legate de sănătate, pe care văd că le învingi, iar Dumnezeu te prinde și te susține într-un un contur extraordinar. Aici, în primele rânduri, am să încep cu colțul din stânga. Este o bucurie pentru mine, reîntâlnirea de fiecare dată și e bine să-l cunoști, cu interpretul de muzică populară, solistul de muzică populară, cel care scrie și textele cântecelor, multora dintre ele, a scris și o carte cu culegeri de folclor, dar și cu maxime și cugetări și povestiri care îi aparțin lui. Cine este? Interpretul Ion Ioniță. L-am îmbrățișat cu aplauzele noastre, interpretează și romanțe, a participat și la festivalul Crizantema de Aur de la Târgoviște. Aș vrea să merg mai departe, undeva acolo la peluză în ultimele rânduri, cugetă și ascultă acest moment, nimeni altul decât redactorul, realizatorul de emisiuni radio, o viață întreagă închinată radioului, este Gorjan, este unul din acei minunați fii ai Gorjului, redactorul Ion Filipoiu, ne bucurăm de prezența lui. Ion Filipoiu. Este bine și în curând fiii Gorjului servează, au și ei festivitatea lor, duminică 30, la Casa de Cultură a Studenților Grigore Preoteasa. Lângă el străluce la fel de frumos și cu bucuria de a ne reîntâlni, nimeni alta decât o poetă foarte bună și o scriitoare, o eseistă, am fost la mai toate cărțile lansate de ea, este Cati Urucu. Cati Urucu, aplauzele noastre, cu bucuria de a fi împreună. Sunt prietenei dumneavoastră, prietene, pe doamna Eugenia Miu nu am văzut-o, despre cea care este romancier, Ioana Stuparu, ați s-a amintit la un moment dat, dar vă aplaudăm încă o dată. Și undeva aici, acoperit de domnul Vioroiu, care este operator acum, îl văd pe cel, e o bucurie de fiecare dată, de câte ori ne întâlnim, a fost o perioadă mai lungă, i-ați adus, am înțeles, și o revistă, pentru că au venit împreună, revista Climate. Revista Climate, acolo unde Elena Buică publică, și am și văzut această secvență literară din revista Climate, este păstorită într-un fel anume, pentru că este susținută financiar de un om de nădejde, de un om de folos, care este și scriitor, foarte multe cărți le-am văzut la sate, am și participat la ele, la târgul de carte juridică, civică și polițistă organizat de Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne. Ne bucurăm pentru scrierile dumneavoastră, sunteți o piesă de rezistență, o piesă importantă pentru noi, e bine să ne cunoaștem, mai ales că doamna Elena Buică, cea care vă și știe, va duce lucrurile acestea și acolo unde va pleca peste ceva vreme, nimeni altul decât scriitorul și generalul Anton Gaciu. Aplauzele se îndreaptă spre dumneavoastră.
Ca de obicei, doamna Enițescu nu poate să păstreze un secret. Dar nu e nimic rău în asta. Sunteți scriitor și e bine să ne cunoaștem între noi, așa cum și generalul Mircea Chelaru, chiar dacă este general, este un scriitor și un român adevărat. Astăzi își lansează o carte la librăria Eminescu la ora 17. Așadar, ne bucurăm că suntem împreună. Cam acesta este conturul întâlnirii de astăzi. Restul au fost prezentați de dumneavoastră, un fragment din carte, ca să vă bucur și să-ți spun că-ți doresc sănătate și la anul să ne întâlnim tot așa cu noi și cu alții și cu bucuria de a fi împreună. Pentru că Emilia Dănescu a citit din această carte, eu am un fragment de aici, autor Elena Buică, despre oamenii mei dragi. Actrița Doina Ghițescu vă salută cu drag, ca să mă prezint și eu. Oamenii mei dragi, zi calma unei dimineți de duminică. Abia sosită în sat, am plecat să stau de vorbă cu oamenii, în graiul cu care am crescut. Azi nu se mai vorbește chiar ca pe vremea copilăriei mele. Doar bătrânii își mai păstrează nealterată vorba moștenită din strămoși. Soarele se ridicase de doi stânjeni și privind cu nesați cerul azuriu pe larga întindere a satului de câmpie teleormăneană, când mi se părea că a trecut o veșnicie de când nu l-am mai văzut, când mi se părea că nici n-am plecat din el. Dar pe linia pe care mergeam odinioară la gară, m-am oprit la casa Mariței. A ieșit din casă și m-a îmbrățișat cu mult nesați. Pupați-a șochii! Bine-mi pare că venise și pe la mine, bine-mi pare că veniți și pe la mine și nu mă ocolești, bine veniți. Ți-a rămas gândul și sufletul acasă și mai vii să stai de vorbă cu noi, chiar dacă noi toți sărani am rămas. Acușica a venit de la mănăstirea din sat. Acușica, îmi place să mă duc acolo, că face slujba frumoasă călugărul Prodromos, care a făcut mănăstirea asta nouă. E om cu sufletul curat. Bun e Dumnezeu pupaia ștălpilii că ni l-a trimis în sat. Pupaia ștălpilii lui. Ai vino să stăm acolo așa pe bătătură și să-ți dau să mănânci niște colivă. I-am pus și mințică ciucalată, așa pe deasupra, cu ca să o garnisesc. Mi-a dat-o al de naș marinică, fiindcă veniră al de fisul din Spania de la lucru. Am păstrat-o și eu pentru colivă. Are norocul ei. Le-a dat bani de și-au pus gard nou ulucile alea vechi să știe tot satul. Auzi, Marițo, dar cum îți mai este viața? Nu prea bine. Nu prea bine. Avem casă mare și fără folos, cum a ieșit acum o vorbă. Dacă muncești, n-ai timp să câștigi un ban. Să știi, nu prea ne-a ajutat nici timpul, probabil. Vara asta a tot plouat. Pe deasupra să știi că mă supără și zănaticul ăsta de mielul. Mielul cum nată mi-o, care stă în fundul oborului nostru. Strigă la mine ca un zurbagiu că m-am coconit. Auzi, eu m-am coconit. Că nu mai merg la sapă. El nu vede chiar unul, dă cap, ce să mai, dă cap că acut săranul nu mai are rostul. Nu mai are rostul pe care l-a avut odată. Așa zice. Firar al drămuiții să fie, Doamne, iartă-mă că-mi fac păcate cu candriul ăsta. Auzi, Marițo, dar ce știi de Ioana? Ioana, vecina cu care am copilărit. Trecui pe la poarta lor, chiar acușica și vorbi cu ea. Nu duce bine nici ea, e slab, slab, slabă moartă. Am întrebat-o dacă nu vine și ea la mănăstire. Și ce crezi că zise? Păi eu mai sunt om să mai ies în lume? Mai pot eu să mai ies în lume? Am crezut că mor, mi-a zis ea. Dar ce ai fă, Ioană? Văd că ai slăbit așa, ce te doare, fă? N-am niciun dor, fă, fată mică, niciun dor. De nu-ți vine să crezi, dar n-am poftă de mâncare. Uite așa n-am poftă de mâncare.
Dacă n-aș mânca o săptămână, să știi că mie tot nu-mi e foame. Nu-mi e foame. Mi-au adus nepoții mâncare. Da, ce să fac? Niște nasturi de poftă de mâncare. Așa mi-a dat. Și că arată ca nasturi. Dar tot degeaba. Auzi, dar dacă cumnată să ai Stella, de le zice lor al de ștrengarul, ce mai face? E, își face mâncare și mănâncă, numai atâta face. Aoleo, că mi-am adus aminte să te întreb ca să nu uit și uite că sar de la una de alta. Cum își pun oamenii porecle în sat? Mai vorbește-mi de asta. Ei, păi copiii și tinerii se polecresc după cum se poartă. Sau li se întâmplă așa câte ceva. Trebuie să aibă oamenii polecre. Polecre de-alea, ca să se deosebească. Fiindcă mulți au nume la fel. Dacă zici Florea Matei, sunt mai mulți în sat. Dacă zici Contra, așa cum e Polecra, ăsta e numai unul. Dar de Ion, bărbatul Mariei, vară mea, ce mai știi tu? Vă, e rău de el. Nu mai vede cu ochii neam. Și acum a început să nu mai audă nici cu urechile. Aoleo, a lătrat câine. Uite că vine pe la mine vecinul, Moș Nicula. O să-i dau și lui lițică colivă. Săracul e om rău. S-a lipit sărăcia de el. Mi-e milă când îl văz așa. Îmi fac pomană cu el și îi mai dau. De unde am, de unde n-am, cât o strachină de mâncare, fiindcă, mă rog, am și eu morții mei. Hai, vino să mâncăm cu toții și să ne ierți că la noi tot ca la țărani punem masa. Tot așa ca la țărani. Am făcut niște ardei un prut de zlingi deștiri. I-am pus și nițică făină de cotor, da, fiindcă vine de la o poșghiță și nu iese carnea toată din ardei. Nu ca una, mă rog, sunt unii care pun patlacele roșii, dar așa nu cade și nu iese carnea din ardei, că de asta am făcut. Am făcut cum a învățat al de țățica Didina. Uite, la Moș Nicula abia pășește. Aoleo, săracul de el. Abia pășește, a fost bolnav cu inima. Ieri a venit de la spitalul din Cervenia. Dau dosul să-i... Hai că-i deschid poarta. E, cum a fost la spital, Moș Nicula? L-am întrebat eu. Am dat de un doctor cu crezământ să-l ție Dumnezeu, unul de-i zice Nicolae Bulumac. Îmi fac cruj mari pentru el că a fost om de omenie. N-a fost ca ăla care nu te bagă în seamă până nu umbli la teșcherea. Când am ajuns la el, m-a întrebat cu vorbă și cu glume ca să-mi țin curajul. Ce mai e prin satul dumitale, moșule? Ei, ar fi bine dacă n-ar fi rău politicienii ăștia, că de ei vorbesc acum. Ăștia, niște deșuchiați, oți mai mari ca geambașii, de care îmi spunea alte tetea. S-a pus cu cazna și cu otopizorul pe noi. Dă ne restignește și ne ia și pielea. Ne ia pielea și uite că n-are nimeni ce le face. Țara asta noastră parcă nu se mai scoală din amorțeală. Ne potignim când mergem stângul, dăm dreptul și invers dreptul, dăm stângul. Nu cu votul trebuie să mergem la ei, ci cu reteveiul să-i aruncăm ca pe lupii veniți la stână. Mă tem că nu mai apuc vremuri. He-he. Auzi, dar dumneata mai ai piele? Iar să rău. Și n-am ce să mai fac. Și ai venit aici să o vindem noi, să o vindecăm noi? Păi am venit la dumneata. La dumneata am venit că ai inimă bună, inimă de doctor. Păi să știi că și eu am bătăi de inimă, mi-a zis el. Dacă te fac să nu-ți mai bată inima, e bine? Îmi zise doctorul. Păi n-aș vrea să-mi fie cum să-mi faci cumva de petrecanie păcatele mele ca să-l văz pe nepotul Ionel că termină facultatea. Am fost mulțumit de domnul doctor Bulumac să-i dea Dumnezeu sănătate și familiei, că e om bun. Mă rog, lui Iv Vasilica al nostru n-a fost la doctor? E, asta este. La plecare din spital aș fi vrut să-l cinstesc pe doctorul Bulumac cu ceva pentru omenia lui, dar n-am avut neam de parachioară. Pensia de agricultor la colectivă nu mi-ajunge decât pentru biserică. Dama tale, cum te mai lauzi prin țări străine? O să-ți spun altă dată, moșule.